Bun venit la cursul de astăzi al Școlii Zeman. Sunt Șerban Stănescu și voi prezenta cursul Auto-observarea tehnici alimentare. Precizări. Informațiile din acest curs se bazează pe o experiență directă și personală, întinsă pe o perioadă de peste 4 decenii. Ele reprezintă o sinteză a acestor experimente derulate uneori în condiții dure. Totuși, atenționez asupra faptului că orice idee enunțată aici este o parte a cunoașterii mele subiective, adică ea este dependentă de o multitudine de factori care îmi sunt specifici mie. Din acest motiv, recomand verificarea informațiilor prin experiență directă de către fiecare. Am testat de-a lungul anilor diferite regimuri alimentare, între care cele denumite generic post au fost în centrul atenției. Astfel, am ținut regimul Oshawa 10 de mai multe ori. Regimuri alimentare de tip lacto-ovo-vegetarian, regim vegetarian, post cu apă și în fine, pe baza experimentelor și a rezultatelor, am conceput regimul alimentar pe care l-am numit dieta hiperhidratată. Ca urmare a observațiilor și concluziilor desprinse pe baza acestor experimente, pot afirma că ceea ce contează în materie de regimuri alimentare este mai curând pregătirea personală, cunoașterea și mai ales înțelegerea științei alegerii și dozării hranei. Ceea ce am putut observa însă, cu foarte rare excepții, este faptul că principiile după care ne hrănim sunt contrare vieții și a unui regim de viață sănătos în general. Iar cauza este lipsa educației corespunzătoare și a unei practici a hrănirii în acord cu legile universale. O argumentație detaliată este imposibil de făcut într-un singur curs, motiv pentru care îți recomand să revezi următoarele cursuri. Cursul 32, Omul și cele trei corpuri. Cursul 48, Postul cu apă. Cursul 49, Alimentația. Și cursul 67, Autoobservarea și narațiunile și impresiile. Așa cum am precizat în cursurile amintite, există 7 tipuri de hrană, grupate pe 3 categorii: hrana pentru corpul fizic, hrana pentru corpul energetic și hrana pentru corpul spiritual. Ceea ce trebuie foarte bine reținut este faptul că și corpul energetic și corpul spiritual sunt rezultatul muncii cu sine. Natura ne înzestrează automat doar cu un singur corp, corpul fizic. Celelalte două este sarcina noastră să le construim și acest lucru este posibil doar printr-o muncă zilnică cu sine, prin autocunoaștere și alte metode specifice destinate dezvoltării armonioase a acestor corpuri. Ceea ce urmează reprezintă informații de bază privind hrănirea. Așadar, vorbim aici despre toate cele 7 tipuri de hrană. De asemenea, trebuie foarte bine reținut și înțeles faptul că ființa umană poate fi asemănată cu o construcție cu 7 etaje, la fiecare etaj existând o uzină
al cărei rol este de a procesa hrana și a asigura dezvoltarea armonioasă potrivit legilor universale. Lipsa cunoașterii și a înțelegerii necesare conduce la blocarea dezvoltării, la dereglări severe și, în final, la multitudinea bolilor cu care deja se pare că ne-am obișnuit, deși obișnuința aceasta mie mi se pare una dintre marile catastrofe ale omenirii contemporane. Acest fapt se datorează următoarei situații. Fiecare etaj major al ființei, fizic, energetic și spiritual, folosește și prelucrează materii specifice. Dacă privim fiecare etaj al ființei ca pe o uzină extrem de complexă, atunci trebuie spus că fiecare uzină produce materiale și combustibili specifici necesare bunei funcționări a întregii ființe. Astfel, o dereglare care apare la oricare dintre nivelele sau etajele ființei va cauza un lanț întreg de dereglări și o serie foarte lungă de dificultăți de toate felurile apar din această cauză. Funcționarea mașinii umane. Voi spune aici doar câteva cuvinte despre etajele 1 și 2, urmând să continui în cursurile viitoare. Modul în care aceste procese de prelucrare decurg este din aproape în aproape. Astfel, la primul etaj, coordonat de creierul reptilian, centrul psihic Muladhara și prin intermediul sistemului digestiv, sunt prelucrate anumite substanțe preluate din mediu și unele sunt sintetizate chiar acolo. Pe baza acestor substanțe și a altor componente care sunt preluate din mediu, din mâncare, prin procesul de digestie, sunt realizate acele materii de diferite tipuri și calități vibraționale, substanțe necesare funcționării etajului următor, coordonat de creierul limbic și respectiv Svadhisthana chakra. Astfel, funcționarea normală a acestui al doilea etaj al ființei este condiționată atât de compoziția hranei primare, cât și de calitatea ingredientelor. Mai sunt și alte condiții de îndeplinit, dar pentru scopul acestui curs este suficient să precizez aceste informații. Ceea ce trebuie reținut și înțeles aici este faptul că, pe baza experimentelor făcute, am constatat că buna funcționare a sistemului limfatic, a sistemului circulator și a sistemului de termoreglare sunt strict dependente de buna funcționare a acestor două etaje ale ființei, care influențează direct buna funcționare a celui de-al treilea etaj, coordonat de diencefal și centrul Manipura chakra. O mențiune specială fac aici cu privire la sistemul de termoreglare, a cărui funcționare se pare că este deficitară la majoritatea dintre noi. Cauza este modul aberant în care ne hrănim și, mai precis, faptul că introducem în corp mai mult otrăvuri decât hrană. Voi detalia puțin în continuare.
O zi bună, mulțumesc, sunt Șerban Stănescu și am să se rețin atenția pentru foarte scurt timp. Sper să fie undeva în zona 2 minute. Am reușit să scot din tipografie cartea aceasta, o carte la care am lucrat și am visat 52 de ani. O carte la care am muncit și a visat 12 ani și 8 luni Monica și alături de noi Petru Codreanu timp de 10 ani și Rodica Enache timp de aproape 6 ani. Sper că am reușit să fac să sclipească mai puțin. Așa arată. Detaliile privind comanda cărții se găsesc pe blog sufleteperecheri.com. O zi bună! Cu drag, Șerban! Schimbul de energie și informație. Procesul de hrănire este în esență acel proces de schimb de energie și informație care are loc între ființă ca întreg și respectiv mediul de viață sau realitatea exterioară, cum am numit-o eu în acest curs. Astfel, fiecare tip de trană pe care îl introducem în ființă, fie conștient, fie inconștient, își are rolul său bine determinat. Din nefericire, această pseudoștiință numită nutriționism și cealaltă numită în mod aberant artă culinară, așa cum oricine poate constata consultând o statistică a bolilor în general și a bolilor de nutriție în mod particular, fac cele mai mari rele cu putință. Suntem învățați, din fragedă pruncie chiar, să consumăm în proporție de 95% substanțe care intră mai curând în categoria otrăvuri decât la categoria hrană. Din păcate, deși principiile hrănirii armonioase, sănătoase, sunt cunoscute de zeci de mii de ani, ele s-au răspândit foarte greu și informațiile valoroase s-au pierdut de multe ori, fiind necesare eforturi colosale pentru redescoperirea acestora. În prezent, singurele instrumente care ne mai pot ajuta să le facem această cunoaștere sunt experiența directă, autoobservarea și autoanaliza, apoi schimbul de experiență, urmat de punerea în aplicare a concluziilor rezultate. Este exact metodologia pe care am folosit-o, așa cum am precizat și în cursul anterior, autoobservarea tehnici kinestezice. Alimentația bazată pe gust și miros. Între erorile cele mai grave ale procesului de hrănire este faptul că noi ne construim rețetele alimentare bazându-ne practic exclusiv pe două simțuri din cinci, gustul și mirosul. Și mai grav decât atât este faptul că în loc să verificăm dacă acele alimente zise gustoase și aromate produc efecte benefice în interiorul nostru, observând cu atenție ce simțim după ce mâncăm, ne mulțumim să constatăm că stomacul este plin și concluzionăm de aici că am mâncat bine. Considerăm hiperaciditatea, spre exemplu,
ca pe ceva nesemnificativ și ca atare lipsit de importanță. Cu toate acestea, este știut de mii de ani faptul că o mâncare acidă, consumată constant, conduce la boală și, dacă se continuă tot în acest mod, se ajunge la agravarea stării generale și, în final, la moarte. Cum toate sistemele organismului nostru sunt interdependente, adică formând o rețea extrem de complexă, simpla dereglare a digestiei antrenează în lanț dereglarea tuturor sistemelor: digestiv, limfatic, circulator, respirator, osos, muscular, nervos și a sistemului de termoreglare, ca să enumăr doar principalele sisteme ale ființei. Ameliorarea procesului de hrănire. În vederea obținerii unei structuri alimentare mai potrivite unui stil de viață normal, care să îmi permită să-mi conserv starea de sănătate, am practicat o metodă destul de simplă și anume, am ținut post cu apă între 14 și 16 ore în ziua respectivă. Apoi am consumat un singur fel de mâncare preparat de mine. Am efectuat astfel teste cu toate tipurile de alimente uzuale în perioada 1995 până în prezent, cu scopul precis de a afla care este răspunsul pe care îl dă ființa mea fiecărui tip de aliment în parte. Astfel, de-a lungul anilor am putut constata pe mine însumi dacă un anumit aliment îmi provoacă stări de disconfort sau chiar stări de rău, incluzând aici în special hiperaciditatea sau arsuri la stomac, cum se mai spune, care este un factor distructiv foarte răspândit. Datorită acestei metodologii, prin autoobservare atentă și îndelungată, am putut să-mi ameliorez suficient de mult felul în care mă hrănesc și am reușit și să elimin alimentele și modurile de preparare a acestora care s-au dovedit a produce daună. Pot fără îndoială să dau o listă de alimente care trebuie eliminate din alimentație, dar această listă variază de la om la om, cum spuneam, datorită unui mare număr de factori subiectivi, adică dependenți de foarte multe aspecte, cum ar fi locul nașterii, locul unde locuim, obiceiurile alimentare moștenite din familie, nivelul de educație, nivelul autocunoașterii, evenimentele exterioare prin care am trecut, tipul de activitate pe care o desfășurăm, influențele diverse, atât interne cât și cele din mediul extern, ca să enumăr aici o mică parte a particularităților fiecăruia dintre noi care conduc la formarea noastră ca ființă. Astfel, ca parte a practicării auto-observării, trebuie pus în aplicare această metodă de descoperire și eliminare din stilul de viață a acelor alimente și preparate care constatăm că sunt nepotrivite pentru noi. Fără această etapă obligatorie, vom menține în stilul nostru de viață consumul de substanțe și materii care ne deteriorează progresiv sănătatea. Foarte multe dintre bolile actuale ar dispare, fie și practicând această metodă simplă. Fără îndoială, includerea în programul de viață a tehnicilor de post, cum sunt Conșava 10, postul cu apă, este ideală, dar pentru cineva care se află la început de drum, acest lucru este extrem de dificil și de cele mai multe ori
Este nevoie de ajutorul cuiva care are experiență, mai ales în privința susținerii la nivel psihic. Știut fiind faptul că destabilizarea psihică în condiții de stres este practic prezentă în fiecare dintre noi. Eu am practicat în scopul autocunoașterii atât postul cu apă, cât mai ales dieta hiperhidratată, pe care am pus-o la punct în scopul de a prelungi perioadele de post sever, după nevoile mele, dincolo de limita 100 de zile de post. Am reușit astfel, folosind această metodă, dieta hiperhidratată, să țin post cel mai mult timp de 183 de zile, la capătul cărora am aflat foarte multe despre mine și despre funcționarea organismului meu. Unul dintre efectele pe care le consider secundare, fără însă a fi și lipsit de importanță, ci chiar dimpotrivă, este faptul că la cei 62 de ani trăiți, starea mea de sănătate îmi permite să evit și farmaciile și cabinetele medicale deja de peste 35 de ani. Fără a pretinde că am o sănătate impecabilă, consider că, în comparație cu foarte mulți oameni, mă bucur de o sănătate situată în zona normalității, deși în prima parte a vieții mele am trecut prin foarte multe dificultăți legate de sănătate. Emoțiile și hrana. Închei acest curs cu un subiect extrem de important și de care depinde enorm de mult atât starea noastră de sănătate, din perspectivă mecanică, adică a părților corpului fizic, cât mai ales starea de normalitate emoțională. Oricât ar părea de straniu și de anormal, foarte puțini sunt conștienți de faptul că emoțiile sunt o formă de hrană. Din acest motiv se impune o igienă a emoțiilor, subiect pe care foarte mulți îl evită. Iată mai jos obiceiuri distructive, atât din perspectiva unei diete sănătoase, cât și a unui climat interior sănătos. Emoțiile negative. Cultivarea de cele mai multe ori inconștientă a emoțiilor negative conduce la blocaje severe ale întregii ființe. Astfel, mânia, invidia, gelozia, ura, plictiseala, angoasa, teama, frica, vezi cursul 6, sunt niște otrăvuri extrem de periculoase. Identificare. Alt obicei inconștient care ne afectează viața emoțională și de aici. Buna funcționare a întregului organism este identificare, adică acea stare emoțională negativă pe care ne-o asumăm. Din nefericire, odată intrat în starea de identificare, este nevoie de ajutor exterior și uneori foarte mare, întrucât atunci când omul este identificat cu mânia, furia, etc., este imposibil să fie conștient de aceste manifestări și ele se amplifică prin mecanismul identificării și al autosugestiei. Minciuna. Din nefericire, minciuna este una dintre preocupările favorite ale majorității dintre noi. Cel mai mult ne mințim pe noi înșine, mai ales când ne spunem că totul este foarte bine. Sau, ca să dau măcar un exemplu, alt exemplu este atunci când vorbim, fie cu noi înșine, fie cu altcineva, despre un subiect necunoscut doar de dragul conversației, și ne pretindem cunoscători, ba chiar experți. Închei cu o ultimă idee. Vibrația fundamentală apă, așa cum am spus în cursul 11, emoțiile și respectiv cursul 43, omul limbic,
exprimată în corpul omenesc prin mai multe aspecte, între care umorile apoase, lichidul cefalorachidian, sângele, limfa, sunt extrem de importante pentru întregul ființei. Așa cum a demonstrat dr. Masaru Emoto prin cercetările efectuate, însă, toate aceste substanțe lichide din corpul nostru sunt sensibile la orice vibrație, inclusiv la gânduri. De aceea, reamintesc faptul că este poate cel mai ușor să te îmbolnăvești doar gândind rău, indiferent despre ce sau despre cine. Mai mult, în acest fel, otrăvești orice mâncare care se află în apropierea ta. Îți urez așadar multe reușite pe drumul cunoașterii de sine și cele mai bune gânduri. Săptămâna luminată, cu drag, Șerban.